RER Ecologic își permite să facă acte de caritate pe buzunarul buzoienilor. Practicând al doilea tarif din țară pentru gunoiul colectat, societatea condusă de Liviu Mocanu face de câțiva ani sponsorizări considerabile către diferite entități sportive din județ. Anul acesta, conducerea societății a hotărât să sprijine activitatea micuților fotbaliști de la CS Viitorul Buzău, echipă pentru care joacă Mocanu Junior, fiul directorului RER. Cei 12 copii care alcătuiesc grupa de sub 9 ani a Viitorului au primit 30.000 de lei pentru a participa la un turneu amical în Slovacia, acolo unde nu au înregistrat rezultate notabile. Șeful de la RER consideră că suma alocată echipei de fotbal juvenil este neînsemnată pentru o companie de prestigiu cum este RER Ecologic. Da, la clubul sportiv Viitor. Viitor, 30.000 de lei. 30.000 de lei, eu sunt foarte mic pentru sponsorize, da? Sponsorizăm pe cineva, putem să dăm la Gloria, la Steaua. Nu este pentru prima oară când RER Ecologic finanțează o activitate sportivă mediocră și fără niciun obiectiv de performanță. Firma de salubrizare a dat bani până anul trecut echipei de tenis de masă a clubului sportiv RER, echipa care s-a zbătut în coada clasamentului Ligii Naționale și care în cele din urmă a retrogradat. Până anul trecut dădeam la tenis de masă, acum am dat la copii, la fotbal. Tenisul n-au mai agreat ei treaba asta cu tenisul, au vrut să dea la copii, la fotbal. Le dădeam 30.000 de lei bani pentru tenis, care era o sumă destul de bună, da? Mă rog, la un moment dat am avut niște rezultate, dar pe urmă au mai scăzut și n-au mai vrut să mai dea patroni la tenis, s-au vrut să dea la fotbal, dar numai la copii. Așadar, o parte din banii obținuți ușor din buzunarele buzoienilor pentru servicii supraevaluate sunt cheltuiți fără niciun folos.